Marc Areny este inginer francez. Trăiește în România de aproape 8 ani și își amintește cu nostalgie de primele zile petrecute la București. Frigiderul era gol, dar viața părea perfectă într-un apartament închiriat la ultimul etaj dintr-un bloc din drumul Taberei. Blocuri peste tot, asta nu eram obișnuit, dar în același timp oameni foarte primitori. Foarte, foarte primitori și asta m-a plăcut din start. Adică am ajuns acolo, m-am simțit ca la mine acasă. Frigiderul era aproape, eram student, frigiderul era aproape gol. Dar în rest era, a fost foarte, foarte plăcut. M-am simțit foarte bine. Oamenii nu te judecă aici. Asta e o diferență. Deja în partea altă. În Franța, oamenii judec foarte mult. Și asta e, creează distanță între oameni și nu e ok. Și asta mi-a plăcut aici. De la început, francezul a fost fascinat de bucătăria românească. Fasolea cu ciolan și țuica sunt preferatele lui. Dezamăgirea a apărut atunci când a văzut că românii beau vinul cu apă. Ceva ciudat în România spun, să băgați apă în vin, asta nu se face la noi, nu se face. Nu, 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 vin îl bei așa cum e, nu cu apă minerală sau, nu. Asta e foarte ciudat, da, asta m-a șocat. Românii sunt calzi și primitori, crede tânărul francez, dar situația se schimbă total atunci când este vorba de trafic. La volan, de exemplu, e altă poveste, aici... Eu mi pare că șoferi român nu sunt educați deloc. Adică se oprește unde vrea el, în curba, unde nu e ok, sau e o trecere de pieton și ăsta mi-e un pic așa. Și în plus, nu se comportă cum trebuie la volan și țipă la tine. În cazul clasic, nu? Eu sunt pe autostradă la 130 la oră, depășesc un tir, vine unul în spatele meu cu 150, nu știu ce caută 150, îmi face și flash-uri. Și îndreptam o mașină și merg cu 130. Ei, ai răbdare și aștepți, nu? Nu faci așa. Și banii îi schimbă mult pe români, iar prieteniile se strică atunci când apar datoriile. Totuși, comparativ cu francezii, românii par mult mai dispuși să-ți ofere ajutorul. Sunt oameni care m-au înșelat în România și m-am învățat să mă feresc de relații cu oameni când e legat și de bani. Aici e foarte complicat. Să-ți pasezi un prieten, nu trebuie să ai fi tu datorii la el sau el datorii la tine. Și nu mă mai asociez cu nimeni în România. Nu vreau, adică fiecare în locul lui. Când e legat de bani, se întâmplă niște lucruri neplăcute și este împăcat. Dar în același timp, în România am văzut foarte mulți oameni care se ajută. Și în Franța, n-ar fi așa. În Franța nu poți să mergi la un prieten să-i zic, uite, trebuie să duc o mașină până acolo, vii cu mine, mai am nevoie de un șofer sau nu pot să mă împrumut ăsta când fac casă și am nevoie. Nu prea, știi că nu prea se ajută oamenii așa. Când aici, da, neavând toți, având mai puțin, suntem obligați, de fapt, aici să ne ajutăm. Aici o întrebare bună. Dacă românul ar avea mai mult, tot așa ar fi? Eu cred că da. Marc Areny este decis să nu se mai întoarcă în Franța. Pentru el, România este țara unde poți murci oricând, indiferent de zi sau de oră. Cred că anul trecut am stat o lună în Franța și nu mai puteam, nu mai aveam chestia asta în Franța. Și am aterizat cu avionul și ce am simțit? Am simțit că aici e viață. E viață. A venit mama mea luna trecută și i-am zis, mă întreabă, uite aici, poți să mănânci când vrei tu, la 4, după amiază poți duci la orice restaurant să mănânci și oricând și târziu. E tot deschis, tot timpul, nu e nicio fel de problemă. Vedeam, mă sună telefonul și sâmbătă și duminică, i-am zis aici, dacă vrei să muncești, e non-stop. Și sâmbătă și duminică și oricând. Și asta e o diferență mare în Franța. La 7 toată lumea acasă. Sau toată lumea are activități, știi, e tot așa, e la 7 acolo, așa. Și în weekend nu sunt pe nimeni, fiecare la el acasă, se odihnesc, se uită la film. Da, nu mai e viață, nu mai e viață și se simte, sau altceva. Cu un francez se vor supăra pe mine, dar un francez când îmi spune, uite, hai să facem asta, uite, am un proiect, să facem o firmă, sau să mergem la o plimbare acolo. Da, îmi spune da, dar eu văd în ochii lui că da, la e nu. Și e clar. Și nu mă înșel foarte des, nu pot să mă bazez pe ei. Deci, în România, când cineva îmi spune că da, facem asta sau ne apucăm, o faci, se întâmplă. Și cu moldoveni și mai rău. Moldoveni dacă zice, hai,
Am asta de făcut, după o oră, dacă nu mă apuc, mă cert colegii mei din Moldova. Cam și colegi din Moldova. Nici româncele nu sunt de lepădat, crede tânărul francez. Sunt femei frumoase peste tot, dar femeile din România sunt plăcute. Sunt mai, nu știu, mai caluroase așa, mai prietenoase, mai... Asta e adevărat. Legat tot așa, că oamenii aici nu judec. În Franța să merg, dacă mă duc la cineva să-i spun, mă, uite, vrei să mergem undeva, să bem o cafea, să vorbim un pic, să vorbi de la mine ciudat. Dar aici nu e așa, oamenii sunt primitori și... Da. E mai ușor să ai prieteni aici, să cunoști oameni decât în Franța. Am călătorit destul de mult și în Africa și așa, și am văzut locuri mult mai murdar sau ceva decât Gara de Nord. N-am rămas șocat într-un mod deosebit. Clima, da, când aici e înnorat timp de o lună, încep să fii trist și așa. Atât, în rest. Tu în ce zona Franței? Eu sunt din Perpignan, cel lângă Spania, adică mai sud nu se poate. Și avem 300 și ceva de zile de soare pe an și lângă Marea Mediterană și e foarte, foarte frumos acolo. Eu am crescut la munte, am copilărit la munte, la 1600 de metri și eram obișnuit să fiu în pădure tot timpul. Era în față, un lac imens, foarte frumos. M-am avut foarte mult noroc, da.